Bine ați venit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre cele mai recente descoperiri realizate de telescopul James Webb. Descoperiri atât de spectaculoase încât pun sub semnul în întrebării multe dintre lucrurile pe care le știam despre începuturile Universului. În mod concret, James Webb și-a depășit propriul record. A surprins cele mai vechi și mai îndepărtate obiecte luminoase observate vreodată. Acestea s-ar fi format la doar 100 de milioane de ani după Big Bang este un rezultat cu adevărat surprinzător, căci, conform modelelor actuale, primele stele și galaxii ar fi trebuit să apară abia la câteva sute de milioane de ani după Big Bang, nu așa de devreme. Practic, telescopul James Webb schimbă în radical unele dintre teoriile consacrate despre formarea Universului, descoperind o rată mult mai mare de formarea stelelor și galaxii mai mature decât anticipau astronomii. Urmărește video până la capăt. Vom analiza ce s-a măsurat, cum s-a măsurat, ce modele ar putea explica aceste rezultate și, în final, care sunt posibilele probleme și limite ale acestor observații. Dar mai întâi să începem cu noțiunea de bază, deplasarea spre roșu. Știți din cartea Fizica povestită: Universul este în expansiune. Cu cât galaxiile sunt mai îndepărtate, cu atât viteza lor de expansiune față de noi este mai mare. Datorită efectului Doppler, spectrul acestor galaxii va fi deplasat spre partea sa roșie. Simplu spus, acele galaxii se văd mai roșiatice. Această deplasare spre roșu se cuantifică prin numărul Z. La viteze mai mici decât viteza luminii, formula aproximativă este Z egal cu V la C, unde V este viteza galaxiei care se îndepărtează de noi, iar C este viteza luminii. Astfel, Z este 0 dacă galaxia stă pe loc față de noi. Z tinde la 1 atunci când viteza cu care se îndepărtează galaxia respectivă se apropie de cea a luminii. Însă, Z poate fi și mai mare decât 1. În acest caz, nu mai vorbim de o viteză obișnuită, ci de faptul că expansiunea spațiului însuși poartă galaxia, iar acest fenomen poate depăși viteza luminii fără a încărca teoria relativității. La asta se mai adaugă un ingredient. Cerul este un cinematograf cu întârziere. Cu cât galaxia este mai îndepărtată, cu atât luminii ia mai mult timp să ajungă la noi. Deci, ceea ce vedem este imaginea galaxiei din trecutul său. De aceea Z, deplasarea spre roșu, este legată direct de timp. Ceea ce vedem este imaginea de atunci a galaxiei. Din Z calculăm timpul când a plecat imaginea către noi. Deci țineți minte, Z egal cu 0 înseamnă aici și acum, fără deplasare. Z egal cu 1 corespunde unei epoci în care lumina a plecat către noi acum aproximativ 8 miliarde de ani. Z egal cu 11, recordul Hubble, înseamnă că vedem galaxii așa cum erau ele la doar 400 de milioane de ani după Big Bang. Z egal cu 25 Noul record James Webb, de care vom vorbi astăzi, înseamnă că vedem galaxii așa cum erau ele la doar 100 de milioane de ani după Big Bang. Așa cum am spus, telescopul Hubble a avut o limită la Z egal cu 11. Această limită se datorează faptului că detectorul său putea măsura doar în spectrul roșu și infraroșu apropiat, până la o lungime de undă de 1,6 micrometri. Din acest motiv, cele mai îndepărtate galaxii fotografiate de Hubble arătau imaginea lor de la aproximativ 400 de milioane de ani după Big Bang. Dacă vrem să ne uităm și mai mult în trecut, lucrurile se complică. Deplasarea spre roșu este atât de puternică încât lumina acelor obiecte cosmice ajunge până adânc în domeniul infraroșului. Pentru acest scop a fost construit James Webb Space Telescope, al cărui detector infraroșu funcționează până la 28,5 micrometri. Asta înseamnă că poate măsura obiecte cu o deplasare de până la Z egal cu 25. Iar imaginea lor, pe care o vedem acum, a fost emisă la doar 100 de milioane de ani după Big Bang. Ascensiunea Imperiului Galactic. Acesta este titlul articolului ce anunță un rezultat record. Nu e o glumă astronomilor. Se pare că și lor le-a plăcut Star Wars. Articolul anunță ultimele rezultate de la James Webb Space Telescope. El identifică șase candidați pentru galaxii la Z egal cu 17 și trei candidați la Z egal cu 25. Clar, ceea ce Hubble nu putea măsura. Aceste galaxii sunt extrem de tinere și compacte. Masele lor stelare medii sunt estimate la 10 de milioane de mase solare, cu vârste de doar 30 de milioane de ani, de când s-au format ele, nu de la începutul Big Bang-ului. Dimensiunile lor sunt impresionate prin micime. Unele au raze efective de numai 150 de ani lumină. Cum încapă atât de mult sori acolo? Când au văzut imaginile, un gând mi-a trecut prin cap. Cum au măsurat ei Z, adică deplasarea spre roșu, din imagine atât de slabe? Bănuiala mi-a fost confirmată. Articolul nu prezintă deloc măsurători spectrale, adică intensitatea luminii pentru fiecare culoare, ci doar imagini. Cum s-a aflat atunci deplasarea spre roșu din imagine? cum au fost măsurate cele mai bătrâne obiecte stelare? Printr-o metodă care poartă numele de Liman Break. Ce s-ar putea traduce prin pragul Liman? Metoda aceasta se bazează pe faptul că Universul este plin de hidrogen, în principal hidrogen neutru. Lumina trece ușor prin atomii aceștia de hidrogen. Când însă energia fotonului, particula luminii, depășește 13,6 electronvolt, energia de ionizare a atomului de hidrogen, fotonul este absorbit. Atomul se excită și apoi se dezexcită termic. Practic, fotonii care au o energie mai mare de 13,6 electronvolți sunt absorbiți iar lumina nu mai trece. În practică, asta înseamnă că lumina care are o lungime de undă mai mică de 912 Armstrong 91,2 nanometri, corespunzătoare energiei de 13,6 electronvolți. Această lumină, deci, este absorbită în spațiu. Asta vedeți în aceste exemple de spectre de galaxii. Când lungimea de unde este mai mică de 91,2 nanometri, ultraviolet, intensitatea în spectru scade brusc. Dacă însă galaxia îndepărtată se deplasează față de noi, spectrul va fi deplasat spre roșu. Dacă măsurăm spectrul galaxiei, vom găsi pragul acesta Liman nu la 91,2 nanometri, ci la o valoare mai mare deplasarea spre roșu. Citind pe spectru această valoare, aproximativ 4.000 de ani în acest caz, aflăm precis deplasarea spre roșu, deci valoarea Z, care ne interesează pe noi. Ea este aici de Z egal cu 3,2. Astronomii folosesc jmecheria asta puțin diferit. Ceea ce vedeți aici este aceeași imagine a unei galaxii, dar cu filtre de culoare diferite. Ei schimbă lungimea de undă a filtrului până când imaginea galaxiei dispare brusc. Valoarea lungimei de undă a filtrului este pragul Liman al galaxiei deplasate spre roșu. Știind valoarea reală de 91,2 nanometri și noua valoare măsurată, se calculează direct valoarea Z a galaxiei. Ea iese aici de Z egal cu 16. Super inteligent! Asta este imaginea recentă a celei mai îndepărtate galaxii, Z egal cu 25, trecută prin același filtre partea de jos. Vedeți cum imaginea dispare la filtrul de F egal cu 200? El corespunde unui Z de 25 al galaxiei, partea de sus. Să ne întoarcem acum la galaxiile record măsurate recent de James Webb. Dacă aceste galaxii există cu adevărat la Z egal cu 25, înseamnă că modelul cosmologic standard, lambda CDM, este pus sub presiune. De ce? Priviți această schiță făcută cu mulți ani înainte. Vedeți aici cum se credea că primele galaxii apar la 400 de milioane de ani după Big Bang? Cum se poate ca noile galaxii să apară la doar 100 de milioane de ani după Big Bang? Așa de repede, modelul Big Bang trebuie ajustat. Dar cum? Prima soluție propune o eficiență stelară uluitoare în momentele de început ale Universului. Atunci, galaxiile ar fi transformat 60% din gazul disponibil în stele, comparativ cu doar 10-15% în galaxiile obișnuite. Acest lucru ar necesita însă condiții extreme și foarte improbabile. În mod normal, o asemenea rată de formare stelară ar genera explozii de supernove care ar dispersa gazul și ar întrerupe procesul. Priviți acum aceste două imagini ale istoriei Universului, una după alta, că sunt foarte frumoase. În prima imagine este modelul de până acum. Primele stele și galaxiile apar la aproximativ 400 de milioane de ani după Big Bang. În cazul al doilea, stelele apar mult mai devreme, chiar înainte de 100 de milioane de ani după Big Bang. Mai există însă o ipoteză alternativă. Aceasta renunță complet la explicația stelară. Ea propune că luminozitatea observată a ceea ce vedem noi aici provine de fapt din găuri negre primordiale, care acumulează materie și emită radiație intensă prin discurile lor de acreție. Asta ar fi atunci imaginea unei găuri negre primordiale. Fascinant! Soluția cu găurile negre ar explica sursele punctiforme ale acestor noi obiecte stelare și luminozitatea extremă, fără a apela la formarea stelară accelerată. Așa ar arăta această varietate de istoria Universului. Mai întâi găuri negre primordiale, apoi primele stele, mult mai devreme decât ne așteptam. Există însă un risc major în această ipoteză. Dacă găurile negre primordiale au fost atât de numeroase, Universul ar fi trebuit să fie inundat de unde gravitaționale și alte semnale detectabile. Dar ce e drept, Misiuni spațiale de măsurare a undelor gravitaționale primordiale sunt abia acum în derulare. Mai există, însă, și o posibilitate, pe care trebuie să o spun de dragul corectitudinii. Există și posibilitatea ca aceste estimări ale lui Z, pe baza imaginilor, metoda liman, să fie pur și simplu eronate. De ce? Pentru că ele se bazează pe absorpția luminii de către hidrogenul neutru. Se poate însă foarte bine ca, la începutul Universului, hidrogenul să fi fost mult mai ionizat decât credem noi. Și se mai poate ca opacitatea mediului intergalactic în perioada reionizării să fi fost mult mai variabilă. În plus, aceleași imagini pot fi imitate de galaxii prăfuite aflate mult mai aproape. Singura confirmare solidă ar fi măsurătoarea spectroscopică, pentru că felul acesta măsura individual deplasarea spre roșu a vârfurilor de absorpție din spectru pentru diferiți atomi. Este cea mai robustă măsurătoare, așa cum vedeți de exemplu în această imagine. Din păcate, pentru noile obiecte stelare extrem de slabe, acesta se află chiar la limita capacităților telescopului James Webb. Nu avem măsurători spectrale. De aceea, pentru a confirma aceste rezultate, vor fi necesare telescoape viitoare mult mai puternice pentru a face măsurători spectroscopice. Proiecte precum viitoare telescoape terestre de 30-40 de metri sau un succesor al lui James Webb Space Telescope vor fi esențiale pentru a oferi răspunsuri clare. Ați văzut împreună cu mine imagile celor mai îndepărtate obiecte cosmice. Lumina a plecat de la ele când Universul avea doar 100 de milioane de ani. Asta ridică probleme modelului actual, pentru că ele au apărut mult mai devreme decât ne așteptam. Suntem astfel puși în fața două scenarii. Fie Universul timpurii a fost martor unei eficiențe stelare aproape imposibile, fie lumina provine din găuri negre primordiale, din discurile lor de agreție. În orice caz, cronologia clasică a formării structurilor cosmice trebuie reconsiderată. Întrebarea rămâne. Asistăm la adevăratul răsărit al galaxiilor, primele lumine ale Universului? Sau suntem induși în eroare de limitele metodelor noastre de observație? Spuneți-vă opinia în comentarii. Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă nu v-ați abonat până acum, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care mă susțin pe Patreon, acolo puteți primi răspunsuri direct de la mine la întrebările voastre. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi steți cool, numai de bine, la revedere!